Salut, sunt Kenzo și azi trebuie neapărat să fac misiunea de cal. Nu trebuie să pierdem nicio zi. Trebuie să facem mereu căluțul. Că imediat fac level 35 și trebuie neapărat să am cal armat. Ajută foarte mult la farmat. Și am și o brățară de argint pe care vreau să o fac plus. Pentru că am foarte puțin PV, 1.6k, deci poate ar merge brățara de argint până la 1.6. Zic că am acest noroc. Trebuie să fiu norocos. Măcar acum, la ora asta. Da, filmez foarte târziu noaptea. Dar acum am timp. Haide, mă. Plus 5? Hai. Hai, știu că mergi la plus 6. A ieșuat la plus 6. Af. Eram sigur că va ieșua. Dar nu-i bai. Băgăm colierul ăsta. Stai să-l fac și pe ăsta plus. Îl băgăm un plus 4. Cam așa. Hai, un plus 3. Cred că merge până la plus 6 fără să ceară nimic. Hai să vedem. Plus 5, da. Hai și la plus 6. Ai... Nu! Ai ieșit și ăsta la plus 6. Nașpa. Nașpa de tot. Acum să încercăm să facem misiunea de cal. Aș vrea să călăresc. A, da, am uitat. Trebuie să am 25 level. Dar eu am 97%, deci imediat o să facem și levelul și misiunea de cal. Și mâine de abia aștept să-mi iau imaginea de cal. Ia să-i omorâm noi pe ăștia. Sper să fac levelul din ei, dar nu cred. 97. Ne trebuie să iau mai mulți. Mai avem pe aici câteva grupe. Scam puțin mobi. Poate găsim un meting de 25, 35, 30. Hai să vă arăt ce armă am eu în mână. Cu ce bat, de fapt. Destul de frumoasă. Are putere 8 și fatală plus 3. Eu zic că am făcut-o destul de faină. Mi-a picat la mob și am spart un meting de mi-a picat fatală plus 3 și a intrat din prima. Deci pot să zic că am început cu un noroc foarte mare. Norocul pe care eu îl am și uitați și un meting de 30. Da. Cred că o să mă chinui ceva la el. Că nu prea dau cine știe ce. 98%, 99%. Hai să vedem cât dăm în el. Dau 250. Destul de binișor. Am aproape full STR. Încă 4 puncte și deja este full. Da, cred că nu stau după metinul ăsta și o să fac levelul. Hai mă, cât mai trebuie. 99,30. Încă puțin. Cred că trebuie să iau mai mulți. Cu arcașii ăștia nu fac nimic. Dai să omor devotatul. Bun, încă 0.45. Cred că din grupa asta fac level. Zic bine, da. Am făcut și aura din prima la 17 puncte. 99,96. Încă puțin. Din asta level, yay. 25. Mergem acum să luăm. Să începem de fapt misiunea de cal. Să punem și punctul la iureș. Bun, așa.
Am grabă plus 3 pe blindaj, deci avem ceva viteză. Hai să băgăm și o licoare violet. Așa, cu iureșul. Cred că ajungem pe la 140. Da, 148. Destul de bine. Dacă aveam și papuci de vânt, dar nu i-am scos încă din depozit. Hai să luăm misiunea. Bun. Trebuie să omor 20 de arcași sălbatici în 30 de minute. 30 de minute la dispoziție să fac misiunea. Să vedem. Aș păstra astea, schimbă și adaugă, poate o să fac din nou un FMS ceva. Sau o să încerc să fac din nou mortală plus 9 și cred că o să le bag o mortală. Uitați, azi metin de 25. Dar nu stau să pierd timpul cu el acum. Poate după ce termin de filmat o să mă vinde după el și o să-l sparg. Am făcut și ceva bănuți, nu cine știe ce, dar am făcut. Am avut ceva noroi la cărți. A picat destul de bine pentru un nou început. Sper să vă placă și Kenzo, e destul de fain. Am un început promițător pentru el și chiar o să mă țin de el. Uitați, un specialist brutal. Poate pică un FMS ceva. Ar fi fain. Hai mă, nu fugi de mine. Na, na bătaie. Sper, aproape cum mă omoară. Stai mă, nu da. A, de cât bani? Știu cum era și un arcaș pe aici. Cred că era prin partea asta, dar cred că l-a omorât ăsta. Sau ăștia. În fine, să facem misiunea. Cred că mi-ajung 30 de minute, da. S-ar putea să-i fac în 50 de minute. Bat destul de rapid. Dar să găsesc ăștia arcași. Că văd că mai sunt pe aici câțiva. Niciunul până acum. Probabil am mai făcut vreunul misiunea pe aici. Mă, un arcaș, nimic. Nici măcar unul. Cred că va dura ceva misiunea asta. Cineva a curățat înaintea mea toți arcași. Nașpa. Oare să schimb CH-ul? Cred că o să schimb CH-ul, că deja nu e niciun arcaș pe aici și n-am cum să fac misiunea în asemenea condiții. Bun, am schimbat CH-ul, suntem pe CH2 momentan. Poate aici sunt câțiva arcași, cât să ne terminăm și noi misiunea. Deja văd unul. Asta e ceva de bine. Încă 19. Încă unul aici. Imediat facem misiunea. 18 bucăți de arcaș. O, câte misiuni am de făcut. Trebuie să fac biologul, încă nu l-am început. Nu prea i-am acordat atenție încă. Dar trebuie să mă apuc și de el. Momentan vreau să fac 35. Să încep și cu biologul cu dinții, să-i termin. Și să stau la farmat. Până fac armatul mai durează ceva.
atunci o să formez bine și ușor. O să trag tare și o să fac din nou itemele. Încă 16. Fără asta încă 15. Bun. Să-l omorâm și pe ăsta. Sper să nu mor. Nu mai am multă viață. Pe aici nu mai e niciunul, nu? Uite încă unul aici. Și în afară de asta încă 13. Hu, nici urmă din cal. Încă unul. O să fac și un videoclip în care o să farmez la sălbatici devotați pentru FMS-uri și cred că o să strâng din nou vreo 4-5 bucăți de FMS-uri, după care o să încerc să fac 1+9 cum făceam de obicei și pe core. Mi-aduc aminte de core. Aveam pe P sau G până acum, dacă ar fi fost încă în posesia mea. Încă 12 bucăți de arcaș. Fără ăsta 11. Nu mă omorâți. Atât. Acum pot să mor. În pace. Încă 10. Misiunea e ca și făcută. Hai mă, mergi. Bun, și acum să omorâm ultimul arcaș. Și să mă las și omorât ca să fiu mai rapid în oraș. Să închidem misiunea. Ai bun. Am terminat misiunea la timp. Mâine, pe la ora asta, cred că îmi dă și imaginea de cal. Mi se pare că îmi luau 100 de capa din câte știam eu. Da. Ia să vedem. Am terminat cu succes. Știu sigur asta. Ce-am apăsat, nu știu sigur asta. Rezultatul testului de aptitudini, ia să vedem. Succes, felicitări, 100 de ani mâine. Da. O să-l numesc chiar Costel pe cal, că așa îmi place mie să-i pun numele ăsta. Cu zahărul armăsarului care mi-l dă la recrutare. Și cred că o să mă bag la crescut să fac level 30-35, cât mai mult. Știu că am lăsat pe aici undeva un metin de 25, dacă nu l-a luat nimeni în primire. O să fie doar al meu. Mă duc după el acum. Sper să mai fie acolo unde l-am văzut ultima oară. Hai, zic că mai e acolo. Din câte mi-aduc eu aminte, parcă era pe aici, nu? Cred că l-a spart cineva. Cu siguranță l-a spart cineva. În fine. Până data viitoare, poate strângem și noi 150 de like-uri. O să revin cu un alt episod. Bye! Sunlight hurts my